Bună ziua, dragi prieteni! V-am promis că vă voi vorbi și despre iubirea lui Dumnezeu, încununată pentru noi prin jertfa Fiului Său de pe dealul Golgotei. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Am citit din Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 16. Cu toții știm că iubirea este cel mai frumos și mai înălțător sentiment care ne leagă viețile. Există multe percepții asupra acestui concept, dar vreau să spun că, în urma descoperirii viziunii creștine despre iubire, am înțeles că Dumnezeu, prin Fiul Său Iisus, a schimbat pentru totdeauna semnificațiile cuvântului. Puțini oameni s-au străduit de-a lungul timpurilor să înțeleagă ce este iubirea sau modurile în care acest sentiment se manifestă în viețile lor. Dar vorba unui scriitor pe care îl iubesc și îl apreciez foarte mult, Camil Petrescu, câtă luciditate, atâta dramă! Poate fi și această maximă un punct de plecare în analiza conceptului de iubire. Căci, dacă înțelegem mai multe, sau dacă ne străduim să înțelegem, suferim mai mult, tocmai pentru că înțelegem. Dar nu avem acum timp de filozofie. Așadar, când am descoperit concepția creștină despre iubire, am înțeles cât de mult diferă aceasta de toate celelalte definiții, dar și faptul că puțin dintre noi se străduie să o cunoască și mai ales să o aplice în viața lor. Există astfel în epistola lui Pavel către Corinteni cea mai complexă și mai curată definiție a iubirii, departe de ceea ce omul comun aplică zilnic în existența sa. Citez: și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău. Nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. 1 Corinteni, capitolul 13, versetele 3-8. Vedeți? Există în acest scurt citat câteva din trăsăturile pe care apostolii lui Hristos ne le-au transmis peste timpuri, privind dragostea, așa cum învățătorul lor și mântuitorul nostru i-a învățat să o aplice în viața de zi cu zi. Există aici câteva elemente la care este bine să reflectăm. Nu mă laud, nu mă mândresc, nu mă por necuvincios sau urât, nu urmăresc niciun folos din relația de iubire, nu mă enervez sau nu mă mânii, nu mă gândesc la nimic rău, nu mă bucur de nicio nelegiuire a celui de lângă mine. Acestea oglindesc ideea de bunătate pe care o transmite religia creștină. Manifestăm noi bunătate față de persoana pe care spunem că o iubim? Căci dacă nu, înseamnă, conform definiției hristice, că nu vorbim despre o iubire adevărată. Mai există în versetele de mai sus câteva calități esențiale ale iubirii. Cel care iubește se bucură de partener, trece prin înțelegere greșelile acestuia în sensul că le iartă. Crede în persoana iubită, suferă totul alături de ea și speră, nădăjduiește într-o relație curată. Nu este frumos? Simțim și înțelegem că Iisus Hristos ne-a transmis rugămintea de a avea față de semeni iubire sinceră și pură. De altfel, acest tip de iubire este desăvârșit chiar de Creator prin venirea pe pământ a Fiului Său. Căci Iisus
a împlinit în toate legea lui Dumnezeu. Iată, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău și din toată puterea ta. Aceasta este cea dintâi poruncă, iar a doua este aceasta: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Mai mare decât acestea nu este altă poruncă. Am citit în Evanghelia după Marcu, capitolul 12, versetele 30-31. Și acum, dragii mei, nu pot să trec mai departe de aceste două porunci, în ghilimele, spun. Căci, Doamne, Dumnezeule, îți spunem cu dragoste și recunoștință și astăzi, în anul 2018. Ce minunat ești Tu, Dumnezeului Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeului Israel, Cel care ne-ai dat nouă o așa frumoasă poruncă. Ești minunat, Dumnezeul nostru. Suntem obligați să vedem că prima poruncă ne cere să-L iubim din toată inima și din tot cugetul. Știți ce înseamnă asta? Dau un răspuns aici acelora care spun că Dumnezeu nu poate fi cunoscut și că la El ne putem raporta doar prin simțirea inimii. Total greșit. Căci iată, chiar El ne cere să-L iubim și cu mintea, deci cu toată cugetarea noastră. A doua poruncă a lui Dumnezeu, accentuată în noua lege a Fiului Său și transmisă prin Noul Testament, este să ne iubim aproapele ca pe noi înșine. Acum, unii spun că acestea sunt povești. Le răspund, dar și poveștele începuturilor omenirii descriu lupta dintre bine și rău. Și acolo binele învinge întotdeauna. Aceasta este frumusețea iubirii dumnezeiești. Toată Evanghelia lui Iisus ni se adresează cu apelativul iubiților sau prea iubiților. Doar câteva exemple dau. Iubiți-vă unii pe alții cu dragoste frățească, în cinste fiecare să dea întâietate altuia. Nu vă scriu aceste lucruri ca să vă fac rușine, ci ca să vă sfătuiesc ca pe niște prea iubiți copii ai mei. Prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți întotdeauna în lucrul Domnului, căci știți că ostenirea voastră în Domnul nu este zadarnică. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica sa și s-a dat pe sine pentru ea. Dacă am cunoaște învățăturile lui Iisus din Evanghelii, am vedea că ele învăluie omenirea întreagă în iubirea lui Dumnezeu. Mai mult, fiecare capitol și verset stau mărturie pentru dragostea nepărtinitoare, sacrificială, pe care Fiul a avut-o pentru omenire prin grija Tatălui de sus. Cum se va manifesta o astfel de dragoste printre noi, oamenii? Simplu, urmând exemplul lui Dumnezeu, iar apoi al Fiului Său, Iisus Hristos. Ce înseamnă asta? 1. Să accepți invitația, chemarea de a-L cunoaște pe Dumnezeu. 2. Să accepți înfierea lui Dumnezeu prin Fiul Său, adică nașterea din nou prin Duhul Sfânt. 3. Să ajungi să trăiești după modelul pe care ni l-a oferit chiar Hristos în vremea când trăia pe pământ, adică să faci totul pentru cei care au nevoie de ajutorul tău, trăind nu pentru viața pământească, ci pentru a ne duce mântuirea primită prin jertfa sa până acolo sus, în noul Ierusalim. Unii ar putea spune, asta e prea de tot. Da, în cazul unei nepăsări acute față de sufletul nostru. Dar aș vrea să subliniez acum un lucru important, și anume că și în cazul iubirii lui Dumnezeu este vorba de o relație. Dar dacă o relație omenească presupune respectarea unor principii, aplicarea lor zilnică de către membrii ei, trebuie să fim convinși
că și în relația cu Dumnezeu trebuie să respectăm anumite principii. Și mai ales se cuvine să ținem seama că este vorba de o relație care se realizează în Duh și este evident că partenerul nostru nu este de data aceasta om, ci chiar Dumnezeu Creatorul. Important și interesant să știm este faptul că Dumnezeu poate deveni pentru noi partenerul suprem al unei relații de iubire, o relație în care omul va ajunge să primească însă slava sa, viața lui eternă. Ce înseamnă oare acest lucru? Simplu. Într-o relație pământească, dacă un partener este înșelat, intervine gelozia, supărarea și chiar despărțirea. Și atunci oare Dumnezeu se va lăsa înșelat vreodată de cei pe care i-a acceptat partenerea relației? Sigur, se cuvine să accentuez că relația noastră diferă în funcție de gradul fiecăruia de deschidere față de cer. Evident că Dumnezeu nu se va lăsa batjocorit. Iată ce spune chiar cuvântul lui despre gelozie. Așa vorbește Domnul oștirilor, sunt plin de o mare gelozie pentru Ierusalim și pentru Sion. Am citat din Vechiul Testament de la Zaharia, capitolul 1, versetul 14. Sau, credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Am citat din Noul Testament, Iacov, capitolul 4, versetul 5. Și iată ce ne spune același cuvânt pe care, din păcate, nu ne facem timp să-l citim. Fii oamenilor, până când va fi batjocorită slava mea? Până când veți iubi deșertăciunea și veți umbla după minciuni? Psalm 4, versetul 2. Sau, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Am citat din Noul Testament, Galateni, capitolul 6, verset 7. Așadar, dragii mei, este cât se poate de logic ca noi, în calitate de parteneri ai relației cu Dumnezeu, să-i dăm ce avem mai scump, inima noastră, prin care să-L recunoaștem, să-L iubim prin tot ceea ce face și să-L prețuim pentru tot ceea ce a făcut pentru omenirea întreagă. De aici decurge totul. Iubirea Lui se trăiește, se experimentează, se învață, se dorește, iar la acest fel de iubire dumnezeiască se ajunge doar prin credință. Așadar, credem în Dumnezeu, credem în iubirea Lui, în lucrările sale pe acest pământ, în promisiunile sale pentru veșnicia sufletului nostru. Răspunzând da, acceptăm iubirea Lui. Răspunzând nu, refuzăm relația sa de iubire. Fiind îndoielnici, ne sustragem unei vieți duse prin Duhul Sfânt. Este obligatoriu față de noi să medităm ce ne așteaptă în fiecare din cazurile de mai sus și abia apoi să alegem. În încheiere, vreau să vă spun din experiență câteva lucruri. Este mult mai greu să iubești decât să urăști. Acest lucru este categoric. Iar cine iubește pe Dumnezeu, pe care nu-L vede, cu siguranță iubește și pe semenul său care este lângă el. Căci iubirea adevărată, aceea izvorâtă din Dumnezeu, presupune bunătate și iertare. Dacă nu le avem față de cel de lângă noi, nu putem să credem și să-L iubim pe acela care se află sus, în lumea sfântă, care pregătește pentru noi un loc alături de El și de Fiul Său. Concluzionăm tot cu o maximă a scriitorului și filozofului Camil Petrescu, maximă ce se bazează chiar pe Sfintele Scripturi. Dacă dragoste nu e, nimic nu e.
Toate lucrurile care nu se bazează pe iubire sinceră și curată vor pieri. Iar dragostea curată, durabilă și sinceră, conține întotdeauna în ea dragostea lui Dumnezeu față de pământul întreg, față de om, coroana creației sale. Nu știu dacă ne vom mai auzi, dar vă las în mâna și în dragostea sfântă a Creatorului nostru și vă rog, orice s-ar petrece printre noi, să nu credeți nicio clipă că El a încetat să ne iubească. Nu dragostea lui Dumnezeu să o punem la îndoială, nu, ci dragostea noastră față de El, comportamentul și atitudinea noastră față de ceea ce El ne-a promis. Cu dragoste pentru toți ascultătorii acestor mici gânduri, vă salută prietena voastră, Vechița. În cazul în care doriți să comunicăm, vă aștept ca de fiecare dată pe e-mail voicamaco@yahoo.com sau pe pagina de Facebook Vechița Tulcan Macovei. Cu bine, dragi prieteni!